Salutare, stimați iubitori de la Oameni Canton. Bine v-am regăsit la un nou episod din seria The Chernobyl Liquidators. Ultima oară, în episodul trecut, am rămas aici, la explozia de la Chernobyl. L-avem pe colegul nostru care a jucat anterior și care a murit săracul, din păcate, de la radiații. Și acum continuăm cu colegul său, Pomper. Trebuie să căutăm pe aici și așa niște supraviețuitori, nu trebuie să vedem, nu mai știu ce trebuia să facem. Trebuie să deschide bușa, pac! Mă aude cineva, mai este cineva pe aici și așa, hei! Ne avem aici și plusă medicală aceasta. Nu știu ce este, dar eu am luat-o. Radiațiile sunt la nivel normal, așa. First aid kit. Stres. Așa, trebuie să ne continuăm drumul pe aici. Doors locked off, find a way to open them. Cum putem să deschidem această ușă sigilată? Aici? Trebuie să ne cățărăm până pe aici. Ok. Trebuie să încercăm să deschidem ușa aceea. Ioi. Find a way to the rooftop. Am rupt placă tot atât. Trebuie să restabilim electricitatea sau ce? Am pornit curentul, tătătăt. Am putut să ne dăm drumul pe aici și așa o muri. Nimă că am repornit curentul. Ala, mă aude cine? Ba, bă, sunt la reactor aici și au ne-a explodat. E graphite. Cred că aici radiațiile încep să crească de acum. Hei, mă aude cineva, suntem de la Pomper! Voi vă dați seama bă, ce-a fost aici și așa. Săraci ăștia pompieri au venit așa la intervenție, dar ei nu știau la ce au venit de fapt și de că aici erau radiații totale. Ioi! Ochii mei! Hai! Trebuie să ajungem pe rooftop. Ale. Ce-am făcut? Și am făcut aici, dar am făcut. Le asumim de la pomperi, de la colegii noștri, sau zic reactor. Nu știu ce este acolo, dar ceva este. Păi e o leacă cam exagerat toată situația aici și acum am mers ăsta, o ne Dumnezeu sau cine s-ar fi urcat pe aici și așa. Dă-i picior! Mai dă-i una! Și încă una! Cazi! A căzut! Bun, trebuie să ne continuăm drumul pe aici și apă la reactor. M-am dus. Făcătoarea că cam așa partea să ne parcuri. Făcătoarea că cam dubios. Aici am rămas un închid. Îmi împingeam ăsta. Așa, bun. Să-i dăm leacă de șpan. Gata-s. A murit de plămâni. Uite, e în stânga jos, acolo arată. Și am și trei roapte. Poate să-i rupte. Ni-ni-ni.
Asta a supraviețuit. E mai puternic, așa. Nu putem să ne bandajăm sau ceva? Nu mai aici. Continuăm deplasarea. Mechanically injured, low limb, depend on the type of damage, you can move very differently in profession. There are three types. Spreer, Leg, reduce negative effect injury, special orthopedic splints should be used. Ima am fractură de gradul 3 la piecior. Așa cum mai poate să se mai urce dacă are fractură. Păi și oare putem să mă bandajăm așa? Roll, fabric, coșuri, tendon, unți. Luăm o vodcă și dacă nu suntem ca noi. Patru. Bandajează-te, bă. N-a făcut nimic, mă rog. Trebuie să ne continuăm deplasarea, păi trebuie să ajungem pe acoperiș. Și când ajungem pe acoperiș, murim acolo, stai, vezi. Aici și am. Reach to the top of the reactor. Am ajuns pe reactor. Pa! Hei, mă aude cineva, sunt de la pomper, bleat, sucă nahui, de asta, și mai zic ăștia. E un radio sau ce asta. Trebuie să ajungem sus pe acoperiș. Am ajuns. Nu. Asta e de la care verifică radiații. Stricat, nu mai merge. E stricat pentru că radiații sunt foarte mari, nu că nu mai merge el așa. Din capul lui sărac. A murit și asta, gata. Cheșcușcuș, Micalaj, Vasil Scoviș, ai de capul nostru. Hello. S-a blocat jocul. Ah, loading. Am ajuns să mă acoperi și a murit sarcul. Și a îndeplinit și a dus misiunea la bun sfârșit. Dear, I hope this letter reaches you. I'm so worried. I haven't slept since yesterday. They are evacuating us. They say it just for a moment, say to grab only the most essential stuff. During this time, I won't be able to visit you. They claim it shouldn't be more than 2 or 3 days, and I'm afraid my heart's gonna break. It all happened so fast. When you left for work, we said goodbye. Just like usual, just like always. Yesterday, after classes, I was closing up the classroom and, oh my God, it was such a beautiful day. The birds were singing, the sun, spring outside the window. We were supposed to go to the movies, do you remember? But then came Yevgeny. I will never forget his eyes. They were such sad. He said there was a contamination. I can feel it, that strange taste. And that it was on your shift. And as usual, you were the first to walk into the fire. My hero, my dear, brave hero. You always used to say that if you want to save others, you can't just do it halfway. You have to do your best. I need to finish. They are taking us away. I don't know where. I just hope that we'll see each other soon. Lucia.
Asta e partea aia când începe aia cu penie banie, penie banie. Ascașușcărea, capacașușcărea. Oi, ei, celebru. Ni. Kiev Oblast. Daily order number. In according with the plans of action for cleaning the city of Pripyat of radiation contamination, we are moving on the detailed decontamination task. They will consider it of motherfucker. Locotenent Oblos Kindishkitkish Boshkosh. Ni oameni aici și... Băi, hai, tovarășe, ce faceți și așa? Analizezi toată situația? Ni. Ce faci cu microfonul la mână, așa? Analizează acolo situația. Decontamination. Life is your creation. Dacă trebuie să mergem să vorbim cu locotenentul, cu Obaștuman Führer. Ui, cât am mustat țarea asta. Zdravite, tovar. Ui, ce față are. Well, look who has graced us with their presence. Da, Sturingur. What took you so long? M-am căcat. The driver is not from here. He messed up the quarters. What the hell? Doesn't he have a map? He said they didn't give it to him. The devil knows, maybe he traded it for vodka. What a bloody mess we've got here. This chaos will kill us. Da, normal. Comrade Lieutenant isn't cursing the Soviet authority? Don't be a fool, Serioja. Serioja. All right. What do we have on the agenda today? We've got to do the buildings around the main yard. The usual, cleaning, ozonation, you know the drill. Sure. Where should I start? Start cleaning up the department store. Once you're done, radio me. All right. Vă contactez. Oh, and one more thing. When around the guys, address me formally. You know how it goes. Buddies will be buddies, but appearances must be kept up. Yes, sir, comrade lieutenant. Auză, ăla-i mă pe ăsta, așa, ăsta suferă de grade. Băgat să-i săr mânaș, dacă tai mă, 7 metri eu am. Auzi că vrea să fie adresat cu comrade tavar și lieutenant. Auză, ăla-i mă, bă, tu l-ai auzit pe ăla, ce fel. Noi suntem prieteni de o viață și el vrea să mi-i adreseze așa cu tătătă. Duce. Use a brush, keep it in a number slot. Use a kit. Practic facem cleaning simulator de la. The equipment keeps breaking down. Așa de bun. Ni, trebuie să punem aici și asta. IKBK și asta. Dar ce Dumnezeu e mâzga aia albastră? Trebuie să spălăm aici și atât. Gata! Am curățat atât! Ce-i asta? Trebuie să intră pe aici și-a? Hello! E cineva aici și-a? Cine să fie? Trebuie să dezinfectăm toată situația. Oamenii ăștia au fost evacuați așa, au plecat, au lăsat tot în urmă, nici n-au știut dacă s-au mai întors sau nu. Bine că nu s-au mai întors, asta e partea a doua. El e pe ăsta. Hai să te spăl o leacă, colegul. Trebuie să dezinfectăm și pe tine. Mai e pe undeva pe aici muci de ăștia ordinari? Ni. Ce aspirator futuristic au ăștia. Gata. Continuăm pe aici. Și asta. Colectăm tot. Nu să știi niciodată când o să avem nevoie. Mă, dar oleacă că am dezordonat toată situația pe aici. Alo? Șobolani? S-a auzit ceva? Băi, ăsta se transformă în ceva joc de la rigros, așa, horror? Și bun, pe aici totul e în siguranță. Ne băgăm pe ventilație pe aici. Sper să nu fie șobolan pe aici și-a. Sau gândaci, ioi. Ah.
Așa, bun. Pe la baie. Alo? E cineva pe aici și a? O leacă cam nașpar, li arată WC-ul, n-am să vă mint. Ni. Cine știe ce scrie aici și a să-mi traducă și mie? Conocna cat cat con cun ca ștuputoem. Asta e închis să nu merge. Iar filtr mask. Use a sprinkler, keep it in the number at the slot, sprinklers. Hello! Nima, aici o să bei și cineva în casă și trebuie să dezinfectăm bișina. Radiațiile bișinoase. Le dezinfectăm și pe astea n-avem încotro. Mai e pe undeva? Ne, aici la masă, au stat, au mâncat și s-au bășut, cred că au mâncat fasole. Am curățat atât. Și asta, ciocolată. Îmi place cu ciocolată. Check the room where... N-am mai apucat să mai citesc. Și eu pe unii mă duc acum. Am rămas aici blocat. Acum mi-am rupt piciorul și am făcut să auzi de flier. Ce avea în frigider asta mă interesează? Nimă, dar cam săraci oamenii și aici n-aveau nimic ca în frigider de has. Deci ne băgăm înapoi pe aici și aici ne continuăm drumul pe aici. Pac, pac. Ni. Suntem echipați. Dima, un radio de s-a întrebit și mie acasă. Radiation, mi. Dozimeter. Ia să vedem dozimeterul ce zice. Ioi. Avem o leacă de radiație aici și a 30% de radiații de astea. Aoleu, aici sunt 50. Aoleu, e periculoasă zona. Hello. Ioi. Bă, voi vedeți că se cam împute chifteaua aici și-a. Am, gata, am scăpat de zona periculoasă. E, pe dracu. Dar ce era bă zona aici? Dar ce se întâmplă aici de foarte radioactiv asta, treaba asta? Alo! Nu știu ce am colectat, dar eu am colectat. Stai că... E foarte mare radiația acolo și noi trebuie să mergem în partea salată. Aici și așa. Ni, tovarășă Lenin, să trăiți. Zdravствуйте. Alo, mai e cineva pe aici? E, ceva muscă. Cine e aici așa? Alo, de prătumești. Mățu mort! Mățu mort tot! Bă, trebuie să-l dezinfectăm pe măț. Decontaminăm mățul. Da, bă, să-l polișăm ăla. L-am decontaminat total. Îmbălsămare facem și la domiciliu dacă vă interesează. Tovarășe Lenin, stați să vă... decontaminăm și pe dumneavoastră o leacă. Facem o leacă poliș la barbă. La mustață. Hai, le, dacă mă văd rușii, am bericariciu. Bă, de-aia a murit mățul ăsta aici. Stai să mai analizăm. Stai, ia să vedem. Contamination. Bă, dar n-are nimic ca mățul. Ce părere aveți despre explozia de la Cernobâl, doamnă? Tâmpit mai sunt să-mi bag. Ioi. Nu mă fi și cu Lenin și cu deștea. Dostoievski. Aici presim că asta se dă cu craci în sus. Nu știu, o mare presimțire la ce radiații sunt aici și aia. Gata.
Stai, cum se stric aparatul, hello! Trebuie să dăm o leacă cu Pauli și vii! Așa, mai sunt aici și niște urme de sare reziduale. Gata. Am terminat atât. Ieșim afară. Nadia? Serioja, oh my god, is that really you? As you can see. When was the last time we saw each other? Last time? This will be after your graduation in Kiev. We were sipping champagne by the river. The next day, you left for Moscow. Next day? I remember it. It's been 10 years. More. Probably 12. My son is turning 10 this year. Yeah, right. I heard you hitched not long after we broke up. There was no point in waiting, you know. Da-da-da. I wanted to settle down, find a flat, have kids. I met Oksana at work. We got engaged and it just worked out like that. You have to introduce me someday. Oksana... Ce introduc și ție stai liniștită, nu-i vreo lume. My apologies for bringing it up. You have nothing to apologize for. What are you doing here anyway? Chicos, pai, I'm a member of the commission tasked with figuring out the cause of the disaster. Did the party committee agree to set up a commission? That's their idea. They turned to academician Legasov to assemble a team of specialists to unravel the cause of the accident at the power plant. I never thought I'd see the day when the head secretary would care about revealing the truth. I wouldn't go that far. Auzi, bă, ce vorbesc. The commission should make the best of Bad Bergen. And yeah, we are tied up by the KGB. Yeah, right. All it takes is for Gorbachev to flash a smile on TV and the rest can be swept under the rug. Serioja! Bloody hell! How long can I wait? What are you doing over there, polishing crappers? Mm-hmm. I'm waiting in front of the restaurant. Excuse me, Nadia. Nadia. Duties are calling. Obviously, I gotta go too. We're having meeting in the White House. We'll meet up later, yeah? As soon as I get a moment, I'll try to find you. Ask about Lieutenant Boyko's platoon. Sure, great to see you again. Catch you later. Ne găsim noi mai încolo, așa, ți arăt o leacă. Te dezinfectezi și pe tine pe interior, așa, îți bag o soluție de asta albă în tine. Nimă, dar ce e aici? Șapă. Ăla mă așteaptă la restaurant, foarte recalcitran locotenentul ăla. Zdraviți, e colegul... Ce faci pe aici și acolo, că o... Stai, iei o pauză. Ni. Chernobylskaya Plutonski Atnadovisiski rigi rigi digi 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 digi. Poți să mă duc acolo, nu? Am vrut să mă duc o leacă acolo. Ni. Ați dezinfectat mașina asta, tovarăși. E dezinfectată toată, ia să vedem. Ce părere aveți despre radiațiile din această zonă, doamnă? Bună ziua, bună ziua, suntem de la... suntem domnul, domnul, vă rog frumos... Nimă, dar ce nepoliticoși sunt oamenii ăștia. Domnul, suntem de la reportajul Unirea Sovietică cu România. Așa, bun. Bă, dar eu pe unii mă duc. Alo? Ceva radiații la plămâni am făcut, adevărică. Am poate spune și mie cineva cum ajung acolo la ăla, la restaurant. Ah, cred că pe aici. Dă. Uite, l-avem aici pe tovarășul Lenin. Zdravzvike, tovarășu Leninski. Nimai, ce mai vrea castravetul ăsta? Foarte recalcitrant ăsta, așa. Nimai, bă, știi că azi e aici, așa. Ia să vezi ce mai e la carici ăsta acum, că am întârziat. Zdrați, vechea ta, varșă. I'm waiting for you again. I'm sorry. I bumped into an old acquaintance.
What the hell are you babbling about, Serioja? What acquaintance? They've evacuated the whole zone. Doesn't matter. Long story. We'll chat in the evening. Ah, all right. Get to work. You've got to clean up the restaurant. Once you're done, we'll meet out back. Right away, Comrade Lieutenant. Right away, Comrade Lieutenant. Better bring a decent booze if you find one. They probably don't drink any random old crap in a restaurant like this. You've got it. Mă aduc să beau tot din restaurantul ăsta, tot. Ia să verificăm aici starea vremii. Ioi. Nici bine nu-mi dat drumul la aparat și deja... Asta cine Dumnezeu mai este? Nu se știe, dar cineva este el. Este el. Așa, ceva să putem să băgăm și noi sub mustață avem? Ioi, stai că trebuie să trecem la treabă. Clear the restaurant of the radiation dust. Curățăm tot. Am curățat aici și curățăm și aici și bă, dar tu ce faci? Cânti pe scenă, ce faci aici și prestezi ceva? Ia să vedem, bă, ce putem să facem și noi pe aici, să mâncăm o leacă de ciocolată. Nu trebuia să fac asta. Nu trebuia să fac asta, că am mâncat radiații. Așa, bun. Țigări. A ce sunt astea pe care tu le colectezi? Țigări, nu? Țigarete, da. Io, ce savarine frumoase. Ce avem aici? E beșină puturoasă de ea. Ni, asta dezinfectează aici. After receiving 25 friend guests, they were supposed to dismiss us from duty. And what? Bullshit. E recalcitrant asta. Nu-i convine că stai la muncă. Da, păi na, tăvarești și cineva trebuie să o facă și pe asta. Ei, vasole. After receiving 25 friend guests, a luat-o randeaua, vorbește același lucru. And what? Taci. Bullshit. Hai că eu trebuie să dezinfectez beșina aici și ea. Ăla, nu mai merge asta. Hai! Ah, trebuie să fac presiune. Asta e dezinfectată, tată. Ăla, filtrele alea de... Nu merge. Trebuie să dezinfectăm aici și abeșinile. Așa, tot. Ce avem aici? Mai multe biașuni. Aici la baina, să-și înțelege. Dai tu o ușă deschidită. Gaz albastru. Trebuie să mai face niște presiune, vă rog. Nu mă, că apare mai mult gaz dacă nu-l dezinfectăm. Gata. E cineva aici și aia? Nu e nimeni. Aici și aia tot gaz de ăsta. Bun. Mai avem aici o părțică, gata. Clear the restaurant. Tot. E curățat. De radioactiv, dust și tot. Ce mai avem pe aici? Asta tot pe after receiving of 25, motherfucker. A rămas blocat, săracul. Ia spui ăștia, ăla să cacă, bă, acolo să...
Nu-i cazul. Trebuie dezinfectat toată zona, bucătăria, că trebuie să mâncăm și noi mai pe după amiază așa, o leacă aici. Așa, ce să lea, roșii bă, sau ce să lea? Trebuie dezinfectată toată situația. Castraveți murați. Punem de-o fasole și ea cu ciolan. Ioi! Ne avem și gogoșari. Aici radiațiile sunt mai ok, știi? De-aia nu mai mor ăștia așa pe capete încă. Față de zona reactorului acolo unde mureau aia, pac, pac, pac. Ce e aici? Nu știu ce este, dar am colectat. Trebuie să mai facem, că n-am fost atent. Trebuie să ieșim afară pe aici și ăștia doi care vorbesc aici. What do we have to do today? I don't know. Probably what the sergeant told us to do. But why is it always such an absurd job? Is it not obvious? He certainly doesn't like us. Auzi, ăla-i mă pe ăla. Trebuie să vorbesc oare cu locotenentul? Tovarăș, nu trebuie să vorbesc eu. Dar ce trebuie să fac? Alo? Nu găsești eu ceva de băut, așa? Asta e tot cu after receiving. E nemulțumit tare de tot. Da. N-avem și noi așa o... Să vedem ce trebuie... Primary task. Complete. Find vodka in the restaurant. Auzi, bă, că trebuie să găsesc vodka în restaurant. Na, dacă ați văzut și voi așa... Task. No, găsește tu vodka în restaurant pe aici. Unde țineți? Uite o vodka aici și trebuie să mai fie una pe undeva. Bun. Aici, la asta cu after receiving 25 grade. No, caută tu vodka pe în restaurant. Dacă ați văzut și voi așa, task. Uite aici. Bring vodka to your comrades. Comandant. Stai că trebuie să-i dăm locotenentul cap de miel. Did you find anything? Clear as day, comrade lieutenant. 5-star brandy. Do you like it? What's not to like? All right, boys, let's raise a toast to the best chemical defense guard platoon. Drink, Buryatov. And now, would you mind a couple of words in private, sergeant? I've got some talking to do with you. What's up? Delicate matter. Some political officer is taking interest in us. What could he possibly want from us? Apparently, the KGB is looking for trustworthy folks among the liquidators. As if we needed the security service here. As if we didn't have enough work already. Listen, I'm sending the boys out to clean up the yard. You go clean the pool. In the meantime, I'll check out what they really want. All right. In case you need me, I'm on the radio. Sure. Ne băgăm cu KGB-ul, bă. Ne ducem la piscină să dezinfectăm piscină. Nu i-a spus aici. What do we have to do today? I don't know.
probably what the sergeant told us. Așa tot același lucru vorbesc. Is it not obvious? Pașcu din gură. Certainly doesn't like us. Da, dragilor, cam acesta a fost episodul de astăzi cu Cernopăl la lichid, uite de urs. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, știți ce aveți de făcut, să lăsați un like, un share, un subscribe. Să lăsați în comentarii dacă vreți să continui această serie și pe celelalte pe care le-am început. Și da, eu am fost Dalomen, dragilor, iar voi, care fiecare dată, până data viitoare, stați în siguranță. Pa, pa! Say it, I'll adore.